Muzeul Memorial Nicolae Grigorescu din Câmpina a găzduit astăzi vernisajul expoziției de pictură peisagistă sub semnătura pictoriței Florica Ionescu. Evenimentul face parte din proiectul cultural Primăvara Poeților, care se desfășoară la Câmpina în perioada 12-30 martie. Tablourile realizate în aer liber de pictorii peisagiști sunt extrem de importante, în primul rând prin originalitatea viziunii pe care o oferă. Rareori o să vedeți doi pictori peisagiști care au același tip de lucrare. Rareori o să vedeți doi pictori peisagiști care, chiar dacă pictează în același moment al zilei, același subiect, o să vedeți că cele două lucrări împărtășesc acelea simțăminte. Sunt majoritatea peisaje surprinse în locul de baștin al meu, ca să zic așa, în județul Prahova, dar și câteva din județul Ilfov. Am chiar și două peisaje de aici, din orașul Câmpina, unde este organizată expoziția la muzeul, la Casa Memorială Nicolae Grigorescu. La expoziție a participat atât președintele Comisiei de Cultură din cadrul Primăriei Municipiului Câmpina, Florin Frățilă, cât și scriitorul Florin Dochia, care a și recitat câteva poezii. Că pasul tău ar fi șovăit puțin, fereastra mi s-ar fi deschis înaintea ta, arborele din fața ei ar fi înflorit, iar fructele ți-ar fi fost dăruite de prietenul meu, șarpele, spre aleasă întrebuințare. Ai vrut să treci mai departe, dar departele nu există. Încă nu am avut îndrăzneala de a-l inventa. Avem parte de un vernisaj de pictură foarte reușit și de un moment poetic susținut de poetul Florin Dochia. Ce să zic, nu sunt un specialist în pictură, lucrările sunt foarte frumoase și cred că este o onoare pentru Câmpina să le avem în mijlocul nostru, mai ales aici în templul lui Grigorescu, mare nostru pictor național. Florin Ionescu este o extraordinară pictoriță a peisajului și a florilor, nu numai atât, dar aici excelează ea și eu cred din pricina sensibilității extraordinare pe care o are. Sensibilitate împerecheată foarte bine cu profunzimea. Florica Ionescu s-a născut pe 18 iunie 1950 în localitatea Homorâciu și a terminat Facultatea de Arte Plastice și Facultatea de Teologie. Expoziția pictoriței va fi deschisă pentru public timp de o lună.